Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Ce-ai făcut, Unicio? Uite, am fost, am luat și eu niște floricele să mai pun pe aici câte puțin, câte plân. Am avut bani să iau mai multe. Acum mă mulțumesc și pe ăștia că am mai luat și eu ce... din toate câte e puțin. Aha, aha. Și ăștia doar le scot din cutiuțe și... două într-o parte, două într-o parte. Da, așa fac. Am luat și niște panseluțe, uite. Are ce? Cum? Panseluțe, zice la ăștia. Panseluțe? Adică sunt pansat. Au ceva, asta o lua cu păi de ce ai luat? Trebuie să iei toate și tu două cu două. Acum nu știu. Nu e bine ce ai făcut. Cum e eu? Mai pun tot timpul, poți să le iei când vrei florile și să le pui. Păi da, dar uite toate culorile. Toate culorile, astea am vrut eu să fie colorate. Păi dacă luai două cu două culori, asta am vrut să zic. Nu știu, n-ai fost cu mine, vezi? Ia pune una de aia. Uite, asta a fost sticla lui. În capăt. Ce să pun, una de asta? În capăt, mai, mai. Așa, bagă apă ca să moare pe mine. Aia, galbenă. Mamă, dar Rider, sigur stă la mine să le rupe. Reuțu? Sigur. Să-mi aduci și mie ceva să dau aici, eu știu, mai jos. Dă o lingură, ceva. Eu am făcut bine aici, odată eu cu lac. Pentru ele astea, de aceea, mamă? Cine s-a pe aici? O, nebuni ăștia. Ia. Bag, bag, bag. Păi bag apă să moaie pământul ca să stea bine. Pune, pune apă pe ea, ta priză face. Mai pune o apă pe aia. Panseluțe. Hai, bag o panseluță acolo. Mie nu-mi convine de florile astea. De ce? Nu-mi plac. Păi? Nu-mi plac mie florile astea. Bagă panseluță. Mușcata mi-a iau. A, păi punești tu în linie cu tuna. Trebuie să o sap pe aia mai lângă foișor. Nu e bine. Așa, așa, mai încolo, pe foișor. Bagă ea până acolo. Domnul de acolo că fac semințe de nu mai scap de ele. La alea legal venit să încep, aveam eu de multe ăștia. La ăștia. Bagă, bagă. Mamă, parcă-l văd pe Rider printre ele. Din seara asta le face anumită. Dă-i de mai jos, mai jos. Nu e dus mă ceva să sap o lingură. Hai, hai, panseluță.
aici. Și n-am zis eu să pun părădaițe cum era. Să-mi știi, să lege aici sus frumos de ăsta, așa, ața. Am vrut să pun roșii aici. Am vrut eu să iau părădaițe, dar n-am zis. Da, am vrut să iau părădaițe și leu. Păi da, părădaițe erau mișto aici. Semințele. Ce facem până la urmă cu televizoarele? Unde ne mai punem? Le băgăm înapoi în magazie? Nu. Pune-l pe-al mic înapoi la locul lui. Eu cred că la mare merge, nu l-am probat. Eu o să mai pus și eu mai cumpăr și pus și pe aici, pe aici, pe să le umpli bine după aceea. Acolo, acolo. Bună idee ai avut tu să facem rond să mă duc să iau bronz auriu și argintiu. Zii? Bronz. Ca să dau pe cântarele alea să le facem și noi frumoase, vopțite, așa, frumos tot. O să aici. Dă-i, dă-i, baga pe aia toată și mai alta. Lasă că mai le bag și mai după în masă un pic, că le bag aia acum. Tot așa pui una galbenă aici în capăt. Ia. Lasă-mă, că-s frumoase, a? Da. Dar mai bine era părădeița. Da, Denisa, nu vine azi pe la noi să ne ajută. La ce? La flori? La casă, cu copil. Ia să o întrebăm. Păi părinții sunt plecați astăzi. S-o sun să o întreb. Pasul meu după masă să vină mama sa. Sau pe frate, sau... Acolo, acolo. Bă, nu pui televizorul. Uite leuțule, pune-l aici pe ăla. Bagă apă. Trebuie să bagi bălegar. Avea ei bălegar. Ai văzut care e bălegar? Du-te bă, ia. Unde vezi, unde s-au, și-au făcut nevoile, vacile, aduni în plasă și aduci acasă, pe stradă, du-te. Zici ce? Lasă-mă pe așa ceva. Să iau eu bălegat. Tu știi că înainte țiganii când n-aveau asta bulion să spală știu, cazanele, spus, spălau cu, cu bălegar de, de asta, de cai, de, mă rog, de vite. Spălau cazanele. Așa. Mai aproape, mai aproape de aia. Să vă spun, în 30 distanță între ele.
Uite că te-ai aici. O, bălecar de ăla? Da. Ce bălecar de după asta, câinile. Atunci îi dau lui Lezru bătaie. Și-o ia. Bă, unde-i cablul de la asta, de la TV? Inspectore? Radio. Nu, treci. Trebuie să le punem toate lucrurile acolo, să fie tot al lor originale. Vecinul, vorbește. Ia ți-ne leutrești tu camera, că mă duc să iau ăla din... Eu trebuie să cumpăr 2 trandafiri sau 4. Unul aici și unul acolo. La intrare aici. O să pui și la ieșire. Ha? Și în partea aia, la ieșire, la poartă. Cum a ieșit? Cum a ieșit? Da, mi-a dus și aminte la ele. Și m-am gândit, da, după aia să-i, mă, cum ne-ai, băi, unde sunt ucioarele? Ucioarele. Știi câte de astea avem acolo? Hai, Coleuță. Am găsit altceva. Cu Terezii, cu tot. Vezi? Lipsește un mic de aici. Lasă să le spălăm. Nu mai ies de aici. Bă, câte astea am acolo. Mai am unul de ăsta, un cântar. Și am dat de ulcioare cu tună. Știu. Spală-le și pune-le aici, jos. Ia pline-le aici. Aici, așa. Ca și cum își dădea seama câte kilograme avea, de exemplu? O să-și spală. Uite așa. Dacă bate, uite așa, fie bate vântul, cum? Bine, deci să pui, pui, să zicem că ai pus un kilogram de cartofi aici. Da. Da? Da. Și acolo? Uite, fie atent. Cum era? Jmecherie. Botul de rață. Uite, pune ulei, uite. Da? Și pui greutate. Asta de câte? De 2. Da, de 2 kg, 200 de grame. Asta e de 100. Asta e 300 de grame. Bani, 250 de uleiul. Da, atâta e în el, 250 de grame mai aici. Azi, deci e bine cântărește.
ține până la 3 kg. Nu știu ce scrie. Trebuie să spăl ăsta. Bă, ăsta e strâmb. A, păi de nu-i pus aici, mă. Vezi? Acum, uite cum bate acum. Ceas. E din 1000, stai că spun că scrie pe, dă-te. Sibiu, e făcut de Sibiu. Ah, 1930. Nu, 1930, da. Sau e seria. E seria. 19-303. Mai scrie ceva aici. Ăla 33, ăla e modelul. Vezi ce frumos merge acum. Hai că îl spăl frumos cu perie de sârmă și mă duc să cumpăr bronz. Și îl facem frumos și alea și alea. Și unde îl pui? Mai am unul. Vedem unde îl pun. Uite ce frumos lucru. Uite. Uite cea mai frumos, alea seamănă. Care? Care ai zis tu că de ce am luat-o? Cu trei floricele aia micuță. Aia meu. Da, vă zic. Vezi că ulciorul îi spart. Soluție ce e zis pe asta cu tână? Televizorul. Da, pe un bronț, culoarea asta. Păi mă duc să cumpăr, unde-s cheile? Hai le urtule cu mine să cumpărăm și revenim pe canalul Cotunița. Cotunița cu astea. Uite așa frumos. Să nu uitați de canalul meu, prieteni. Uite, caută și ulciorul ăla, întâi și nu. Șterge-l. Nu. Și-l pui și pe ăla în capăt, ăla. Uite ce bine, uite floricica asta ce faină e în mijloc. Vezi că mai am un ulcior. Vezi un ulcior. Uite așa mișto venit ulcior. Hai să revenim, fraților, pe canalul Cotunița. Eu vă doresc multă sănătate, weekend plăcut în continuare. La revedere și numai bine. Pa, pa.